Cine preacurate Maice sale, acelui dintr-o Sfinț Părintele nostru Vasile ce Mare Arhiepiscopul Chesare Capadociei și a Sfinților 40 de mocinicei, mocinicii ce Iazdru se vază ce din vreună cu dânșa cărora pomirul se vârșim și a Sfântului Grigore Panamaș pentru a Sfinților Dumnezei și Părintea Chimișana cele tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitori. Sunt mulți ani, Miluiește-ne pe noi. Începem prohodul. Bine este cuvântat Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
seară cu pace Domnului să ne rugăm. Și pentru casă ierte lui toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Așeze sufletul lui unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cerem. L-au prins înaintată, a fost secretarul cultului ortodox de la Târgu-Nea, dar darul Duhului Sfânt, cum a spus Mântuitorul, dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Atunci când a venit la 54, în 13 noiembrie, la ziua Sfântului Ioan Gură de Aur, care și dânsul a fost prigonit, a venit în această sfântă mănăstire și tare ne-am bucurat, fiindcă erau tineri puțini, muncă multă și împreună cu toată conducerea l-am primit cu dragoste. Dar nevoința Sfinții sale și ziua și noaptea la toate ascultările și a văzut darul Duhul Sfânt că lucrează prin acest om în anul 1955, la 31 mai, l-a chemat să se călugărească, s-a răstignit în fața Sfântului Ratar ca să-și ia angajamentul pentru viața cea dumnezeiască, pentru ca să-l gonească pe vrăjmașul, cu post și rugăciune a putut să-l firească. În 5 iunie, tot în anul 1955, preasfințitul Galaction, Dumnezeu să-l ierte, l-a ridicat la rangul de diacon și a adus aminte că și Sfântul Ștefan, primul diacon și primul mucenic, prima dată a strigat, cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace sus și pentru mântuirea noastră, Domnului să ne rugăm. În anul 1956, în 20 septembrie, l-a ridicat la preoție. A luat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. Sunteți foarte mulți aici care v-a botezat, care v-a cununat, care v-a mărturisit, care v-a călugărit și ceilalți care au cunoscut să-l aveți în inimă și să-l pomeniți la Sfânta Rugăciune. A slujit ca preot la Sfântul Altar ziua și noaptea, până în anul 1968, când preasfântul Gulichiere, Dumnezeu să-l ierte, l-a ridicat la rangul de arhiereu. N-a fost ușor, frațul creștin. Era biserica în prigoană și mai departe nu vă spunem că le știți cu toții cum a putut să înfrângă și să-l depărteze pe vrăjmașul ca să poată să stea într-o mănăstire atâția ani și Domnul să-l cheme de la chilia sa la odihna cea veșnică. Iar în anul 1985, când își face datoria, se va duce în munca cea veșnică. Acesta este preasfințitul mitropolit Silvestru, care ne-a învățat frații creștini. A făcut preot, a făcut diacon, și a învățat pe toată lumea să aibă frica lui Dumnezeu, să ție credința neamului nostru creștinesc, că nu s-a putut strecura vrăjmașul în țara noastră ca să facă vă răutate,
deoarece biserica a ținut piept și ține piept mai departe ca biserica drepțevitoare să nu fie pătată. Sunt creștini. Preasfințitul Mitropolit Silvestru a trăit în această țară numai 68 de ani. Și Domnul l-a chemat că și-a făcut datoria. Ne-a învățat, așa cum Mântuitorul a învățat pe ucenici și mai departe a dat drumul să învețe prin ceilalți creștini. Și se întoarce către noi, fiindcă a fost în Grecia, care îl vedeți pe Preasfințitul Ciprian aici, a venit 2000 de kilometri cu mașina ca să vadă pe fratele său că s-a avut bine pentru ca să întărească biserica din Grecia și din România. Și acum Preasfințitul Ciprian să uită că Domnul i-a luat pe fratele, dar Bunul Dumnezeu își va găsi alt frate ca să conducă mai departe aceste două biserici surori. Și atunci ai spui lui Preasfințitul Mitropolit Silvestru: Preasfințite, uită-te la Preasfințitul Ciprian, spune numai un cuvânt de ceasă ca să trimeată un ucenic al Preasfințitului Silvestru să conducă biserica mai departe. A fost în Sfântul Munte de mai multe ori. A căutat izboare ortodoxiei să vadă cum să conduce biserica într-o altă țară. Și așa cum a fost de față cei patru arhirei și preoți în fața Patriarhului Ierusalimului, atunci când l-a binecuvântat pe Preasfântul Petru să conduce, care m-a cunoscut în întreaga lume, că își cere o iertare ca să-l iertăm, poate a greșit. Acum, când a avut ultima necaz mare, că a avut boală cu inima, nu l-a găsit dormind, ci scria un memoriu că trebuia să mergem la Domn, un om de frunte, nu eretic, un om care a învățat frica lui Dumnezeu pe toată lumea, să nu se omoare, să nu se despartă bărbașii de femeie, să nu facă păcatele urâte care se face întreaga lume. Țara noastră este binecuvântată de Dumnezeu. Țara noastră este aceea care a vărsat sângele toată lumea pentru credință. Acum noi ne lepădăm când vedem că vrăjmașul e gata să ne înghită. Am primit telegramă din întreaga lume care l-au cunoscut. Și atunci, frații creștini, tare este bine să-i ținem cuvântul și învățătura și să ne gândim și noi că atunci când este luna mai dragă, ne va chema Mântuitorul și spune: de ce n-ai ținut învățătura duhovnicului tău? Și atunci, frate creștin, Preasfințitul Mitropolit Silvestru, pentru ultima clipă, cere ca noi să-l pomenim la rugăciune, să nu-l uităm niciodată, că poate ca un om a greșit. Și atunci spunem cu toții: Preasfințite Silvestru, s-a primit Dumnezeu toată jertfa, s-a primit Dumnezeu toată învățătura. Și când a găsit Domnul să te ridice la ceruri, atunci te-a chemat. Și noi cu întreaga biserică din țara românească: iartă-ne, Preasfințite Silvestru! Iartă-ne, Preasfințite Silvestru, și Dumnezeu să te ierte! Are cuvântul un alt preasfințit mitropolit Ciprian Ieropos și Filii din Grecia. Agii arhiereis, preasfințiți arhierei, sevastii pateres,
cuvioși părinți. Pronia, cu gnorizo aftotonaio topo. În 12 de ani că cunosc locul acest sfânt. 12 χρόνια που έχω γνωρίσει τον Μητροπολίτη Σίλβεστρο αλλά και όλους σας. 12 de ani că am cunoscut pe în apresențit Mitropolit Silvestru. Κάθε φορά που ερχόμουν στη Ρουμανία, ερχόμουν με τόση χαρά που μόνο το Πάσχα δοκίμαζα αυτή τη χαρά. Veneau aici în România cu o bucurie că numai în ziua Paștelor o simt. Πρώτη φορά που ερχόμουν από την Ελλάδα τόσο πολύ λυπημένος. Και στη πρώτη φορά που είμαι venit στην Grecia cu această durere enormă în inimă. Για τον απροσδόκητο θάνατο του πολυκλάβστου Μητροπολίτου Σιλβέστρου. Durere pentru moartea neașteptată a lui Mitropolit Silvestru. Αλλά όπως είπα χθες και στους αρχιερείς και στους πατέρες. Dar cum am zis ieri, arhiereilor și preoților, όσο και αν πονέσαμε, όσο και αν πονάμε, δεν θα πρέπει να αμαρτήσουμε με το να πούμε έστω και μια λέξη εις τον Θεόν γιατί. Pe cât este durerea noastră, nu trebuie să facem păcatul, să spunem către Dumnezeu de ce. Αλλά θα πρέπει να πειθαρχήσουμε εις το θέλημα του Θεού. Trebuie să ne supunem la voia lui Dumnezeu. Θα πρέπει να δοξάσουμε το όνομα του Θεού. Trebuie să slavoslovim numele lui Dumnezeu. Θα πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου όταν σε ψυχούσε οι τελευταίες του λέξεις ήταν δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Πρέπει να αδούξεμε μην τη βόρμπελε αλλού εις Σφοντου Ιωάν Γκούρα δε Αουρ, κουμ ζητσιά το Θεούνα, στην ούλτιμο κλίπα βιέτσι σάλε, σλάβε τσιε Δουάμνε, πεντρου τουάτε. Δόξα λοιπόν εις τον Θεόν και αιωνία ανάπαυση στην ψυχή του Μητροπολίτου Σιλβέστρου. Σλάβα atunci lui Dumnezeu și pomenirii veșnică a lui Mitropolit Silvestru. Προηγουμένως την φωτισμένη ομιλία του Επισκόπου Δημοσθένους. Ați auzit acum vorbile iluminate a lui Preasfințitul Δημοσθέν. Όλοι σας τον ζήσατε από κοντά, τον γνωρίσατε και όλοι σας γνωρίζετε τα σαρέτας του Μητροπολίτου Σιλβέστρου. Toți ați trăit lângă el și toți știți foarte bine virtuțile a lui Mitropolit Silvestru. Ne aftor mu tot i έχασα έναν πολύτιμο αδελφό. Dar plâng pentru sine fiindcă am pierzut fratele cel mai iubit al meu. Σας εξομολογούμε μια αλήθεια. Și vă mărturisesc adevărul. Αγαπώ τους επισκόπους της συνόδου μας. Και iubesc αγιερέοι την συνόδου νόστρου. Και ορισμένοι από αυτούς έχουν μεγάλη αρετή. Και μόλις την γέη συμβάμεν τη μάρη βερτούτε. Όμως τόσο πολύ ψυχικά συνδεδεμένος δεν ήμουνα με κανέναν από τους δικούς μας στην Ελλάδα. Όσο με τον Μητροπολίτη Σίλβεστρο. Αν ούτε αβιάμ νιτσοδάτα ιουμπίρι ατσάλα ασά δι μάρι πεντρου νίμινια την επίσκοπη νόστρη κουμ αμαβούτ πεντρου φράτελε μέου Μητροπολίτη Σίλβεστρο. Και τούτο διότι η αδελφική του και η ευαγγελική του αγάπη ήταν ανέκφραστη. Την δραγώστια σα φρατενιάσκα έρα τσεβά την εσπούς. Λίγοι στον κόσμο αφιερωμένοι άνθρωποι έχουν αυτή την αγάπη που διέθετε ο Μητροπολίτης Σίλβεστρος. Οι φάτοι που τσίνει ο άμιν εν λούμε και αρ μονάχοι αου δραγώστη πεκάρι ο αβιά Μητροπολίτη Σιλβέστρου. Και γι' αυτό όπως προείπε και ο Επίσκοπος Δημοσθένης, ο Θεός τον αγάπησε περισσότερο από μας και τον πήρε κοντά του. Και δια τσέα κουμ ασπούς πρέσινθη του Δημοσθέν, Δουμνεζέου la iubit mai mult decât noi.
și l-a luat la el. Calete. Dar el este în bucuria cerurilor. Χαίρεται η ψυχή του και φρένεται μαζί με τους αγγέλους. Σουφλέτουν λόγοι αριμπουκούριε εμπριώνα κουσφίντσι άγγερι. Μαζί με την ψυχή του Μητροπολίτου Γλυκερίου. Εμπριώνα κουντούχα λόγοι εν άλφρεσενσί του Μητροπολίτου Γλυκέρι. Μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Πολαμά και τους Αγίους Τεσσεράκοντα Μάρτυρες που γιορτάζουμε σήμερα. Εμπριώνα κουσφίντου Γρηγόρι Παλαμάς. Și Sfinții 40 de mucenici pe care aveam ziua lor astăzi. În jurul corpului lui să îi arătăm respect și cinstia noastră. Acuzate proigomenos apo tun episcop. Cine credea înainte de o săptămână când îl vedeau slujind aici la biserică că după o săptămână va fi în mijlocul lor în secret. Και αυτό διδασκόμεθα από τον απροσδόκητο, από τον ξαφνικό, από τον ευνίδιο θάνατό του. Αυτή είναι η λέξη, η κάρη τρεμπήσε ο Λουέμ, την μάτια Λουή νεαστεπτάτα. Ότι θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμεθα έτοιμη. Και τρεμπή εν φιεκάρη μομέν σε φιμ πρεγατίτς. Γιατί δεν γνωρίζουμε πότε ο Θεός μας καλεί. Την κανήμενη ανουστή, κεν Δουμνεζέου, ο κιάμα. Ουκ είδατε λέγει την ημέρα ουδε την ώρα ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τον σκόνη μεντουητόρο νουστίτς τσάσο νιτς μομέντου εν κάρι φίολου όμολουι βαβενί. Κολτιβάμ πατήμελε νουάστρε δά σε λουπτάμ σε νε λιπερόμ την πατήμελε νουάστρε. Και τα πάθη είναι πολλά. Και πατήμελε σεν φουάτι μούλτε. Είναι η υπερηφάνεια. Εστι μονρία. Είναι ο θυμός. Este mânia. Είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Sunt pecatele ce le trupește. Είναι η μέθη. Este η beție. Είναι η χαρτοπεξία. Este... Είναι η ζήλια. Ζαλωσία. Είναι ο φθόνος. Este... Σε όλη του τη ζωή έκανε και ο Μητροπολίτης Σίλβεστρος τον αγώνα εναντίον των παθών. Și lupta aceasta o facea toată ziua lui, toată viața lui Mitropolit Silvestru. Lupta împotriva patimele lui. Και σαν καλός ποιμένας, αυτόν τον αγώνα τον έκανε όχι μόνο για τον εαυτόν του, αργά ή γρήγορα θα έρθει και η δική μας ώρα που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ozi va veni și pentru noi ziua în care vom pleca din viața aceasta. Εκείνο που προέχει είναι να είμεθα έτοιμοι, να ετοιμαζόμεθα και να ενωνόμεθα όσο πιο πολύ μπορούμε με τον Θεό, με την ορθή πίστη και τον ορθό βίο. Și cel mai important este să fim în fiecare moment pregătiți să plecăm din viața aceasta, să unul să ajute pe altul, să fim uniți în dragoste. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον εχθρό που απειλεί τις αθάνατες ψυχές μας. Κάσε που τέμιν βίντζε πε βρασμάσου σου φλέτελον μάστρε. Και τον αόρατο που είναι ο σατανάς, αλλά και τους ορατούς ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι του σατανά. Βρασμάσου τσέλ με βαζούτ καριέσι δράκου και βρασμάσι βαζούτ καρισούν σλουσιτόρι λουι. Που πάντοτε πολεμούν τους ανθρώπους του Χριστού. Καριφάκουν ρασμπόι κοντινουάλ κόντρα ουάμινι λουι Δουμνεζέου. Εάν λοιπόν θέλουμε να νικήσουμε προς δόξαν Θεού και τιμήν των Αγίων, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Τακε βρέμ σε εμβίντζεμ, τρέπουι σε πεζίμ ουνιτάτια νουάστρα. Και όταν εμείς είμαθα όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι, είναι δυνατός ο Θεός και στις πιο δύσκολες στιγμές να μας βοηθήσει. Και καν βαμφί ουνίτς ειν δράγωστη πριν τρενόι, ατούν σιν μομέντλη τσέλε μαϊγρέλη, Δουμνεζέου βα αζουτά πιτός. Είδατε φανερή την βοήθεια του Θεού μετά την κοίμηση του Γλυκερίου, πόσο από τον ουρανό σας βοήθησε με τις προσευχές του και τις ευχές του. Ατς βεζούτ, δούπα μουάτια, λόγι Μητροπολίτ Γλυκέρι, κουμ de mult v-a ajutat cu rugăciunile lui din cer. Τώρα θα έχετε ακόμη πιο πολύ βοήθεια.
acum veți avea încă un ajutor. Γιατί θα έχετε ακόμη έναν άλλον μεσίτη που θα μεσιτεύει μαζί με τον, με τον Μητροπολίτη Γλυκέριο, τον Μητροπολίτη Σίλβεστρο. Veți avea încă un mijlocitor să, să se roage pentru, pentru voi din cer. Bunul Dumnezeu să iluminează pe toți, să, să trimite succesorul vrednic al lui Mitropolit Silvestru. Εκείνος που ο Θεός θα θελήσει. Σουτεσόρο πεκάρι ο Βιάντον Μεζέο. Και όποιος κι αν είναι αυτός ο επίσκοπος που θα είναι διάδοχος του Μητροπολίτου εμείς του Σιλβέστρου. Και επίσκοπο κάρι βαφή ορματόρο αλλού Μητροπολίτ Σιλβέστρου. Να τον αγαπήσετε και να πειθαρχείτε όπως ακριβώς αγαπήσετε και επιθαρχήσετε και στον Μητροπολίτη Σίλβεστρο. Σε λιουπίτς και σε υφάτσιτς ασκουλτάρι εξάπτ κόμματς φεκούτ πανάκομ λόι εναλπρέσον σίτ Σίλβεστρο. Ένας από τους λόγους, τους πολλούς λόγους που με έκανε να αγαπώ τόσο πολύ και να ενωναθώ ψυχικά με τον Μητροπολίτη Σίλβεστρο ήταν γιατί βίωνε τα λόγια του Χριστού ως της θέλει πρώτος είναι έστον πάντων διάκονος. Και ο, ο κάουσα pentru ce am iubit foarte mult pe Mitropolitul Silvestru era că în viața lui facea tot iată Dumnezeu câte pecate a făcut ca un om. Και να κατατάξει την ψυχή του μαζί με τους Αγίους όλους. Și să prinde sufletele lui împreună cu toți οι Σφίνσοι. Εμάς δε τους υπολείπους și la noi care am rămas aici με τις ευχές του Μητροπολίτου Γλυκερίου και του Μητροπολίτου Σιλβέστρου. Ουρουκατσούν λέει λόγι Μητροπολίτη Σιλβέστρου και Μητροπολίτη Κέρι. Μέχρι που να εκπνεύσουμε. Πάνε λα μάτια νουάστρο. Μέχρι που να κλείσουμε τα μάτια. Να μας στηρίξει και να μας στερεώσει στην ορθή πίστη και στον ορθό βίο. Σε να εσταπηλιάζε τότε ιούνα in credință cea adevărată și in viață cea creștinească. Και να μας αξιώσει όλους μαζί του ποθητού παραδείσου. Αμήν. Αιωνία η μνήμη του Μητροπολίτου Σιλβέστρου. Να ακούμε πρέωτσι παλαιγκα.
Vărutare mult face suc. Vărutare mult face suc. Ridicați mai sus, Olea. Să-l pusem mai încolo. Să-l ridic. Trageți pusul mai încolo. Gata, încet. Mai în față. Atât. Gata, trageți prin ghid. Așa, dați aici. Da, capacul. Așa, da, să șați în spate. Da, capul. Ia sunt. Nu mi tingeți loc. Uitați la dar. Ce tu ești? Băiat, să nu poate el. Dai drum într-o, dai drum într-o parte, o parte. Da, nu știu. Se filmează, domnule. Filmează. Păi, o ce poate filma, domnule? Păi, dar nu erați în care. Vedeți că nu a venit bine acolo, în stânga. Mă-i în stânga, așa, mă-i în stânga, încoace. Mai încoace.
Atât, atât, nu m-am mișcat lui. Nu-i fix. Dă-i mâna, acolo și ești netul. Ești afară. Dă-ți mâna apoi, că-i dați oamenii ăștia. Acum aceste e care câte 12 merg asta în chine și un dablu, să fie și astăzi ea. Ești părinte afară, să mai fie una? Vreau să-ți zice, ia când mă zice ea. Nu zău să-l ia. Să-l sunt trei tropare acolo. Unde e? Unde? Dau la o parte de amunde. La viață, ca să iau niște cartoni. Hai să-mi sunt de acolo. Azi vreo mamă. Azi vreo mamă.